Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu încă un episod din Minecraft Mob Battle. În data trecută știți voi că l-am adus în arenă pe Windigo ăsta, un dragon formidabil care l-a nimicit pe The King, da? S-a nimicit și vreo 5-6 The King într-o singură luptă, deci nu a fost nicio problemă. Foarte puternic și probabil, dacă nu aveți altă sugestie în comentarii, va fi declarat cel mai puternic mob. Mă rog, până va fi nerfuit, pentru că, na, la urmă urmei, trebuie să se întâmple și asta odată așa dată. Bun, astăzi avem în arenă un nou mob, tot din modul Mythical Creatures, Ursa Major. Hai să-l vedem mai întâi, să vedem cum arată, ce poate să facă, câtă viață are. Ursa Major, 12.750. Un mob enorm, enorm. De-abia intră în arenă. Oh, huge. Vedem câta bestia e. Sperăm că se va lupta bine. Holy shit, comparativ cu Godzilla sau Mobzilla, oricare dintre ei. Wow. Mobul ăsta e enorm. Enorm. Uitați-vă la el. Deci o gheară de asta e cât, Doamne, cât jumate din arene, ești nebun. Hulu. Vai, vai, vai. Oh, câta monstrul, câta titanul. Hai să vedem cum se va comporta împotriva lui Windigo. Ia! Yeah. Cum bă, gata? Am, are fucking killing me. Deja? Ia uite, 12.000 și un bine. Ah, păi crește o frate cu fulgerele ăla. Fulgerele alea. Opa! Opa! Se pare că avem un... Nu-mi spune... Opa... Nu-mi spune că Ursa Major l-a doborât pe Windigo. Ok... Stai... Time set 0. Fuck you. Ah, nu-i place cu de-astea. Caps lock. Time set 0. Bun. Ok, deci se pare că avem egalitate. Ia, să mai încercăm o dată. Ok, dar acum am încă unul. 12.000. Ia, hai bă, vreau să-l văd pe Windigo down. Că a avut bulan la data trecută. Oh my god. Holy shit. Wow. Wow, wow, wow. Ce-i lagul ăsta? Vai. Repede să scăpăm de ăsta. Oh my god. Holy shit. Ce a fost asta? Oh my god. Doamne, deci fiți atenți de la 0 la 700 de frame-uri și înapoi. Holy shit. Ok, dar... Oh my god, s-a corupt și lumea. Cred că știu care este problema și, mă rog, de ce este Windigo așa de puternic. Ați văzut că el trage cu Windigo Magic, chestia de asta. Ah, frate, ploaie. Toggle downfall, bun. Hai să ieșim un pic. Oh my god. Oh my god, ok. Hulo. Ce mai luptă? Bine... A câștigat odată, dar în fine, nu contează. Bun. Deci ați văzut că Windigo trage cu această magie. Hai să ne uităm un picuț ce forță are această chestie. Da? Vă uitați în stânga sus, da? Hai bă, frate. Fierar. Bă, da, dacă aș putea, hai să spunem pe easy. Da, ați văzut, da? Uitați-vă acum. Ați văzut, da? Ce scrie acolo? Deci chestia aia de ați văzut acolo, magia aia, este formidabilă.
extrem de puternică. Deci, nu cred că există un mob în Minecraft care să aibă mai multă viață decât chestia aia. Deci, wow. Wow. Oh my god, s-a corupt și lumea, s-a corupt tot. Oh my god. Ok, Stați am așa. revenit. A trebuit să schimb mapa, să restartez Minecraft. Oh my god, deci... Oh, leu. Distrugere în masă din partea celor doi mobi. Dat fiind faptul că nu există alt mob mai puternic decât Windingo, nici măcar Burning Godzilla, Godzilla sau orice altceva, nu cred că sunt mai puternici. Da? Bine, dacă n-ar avea chestia asta cu magie, unde e chestia asta, dacă nu ar avea această abilitate, atunci da, sigur ar exista mobi mai puternici decât Windingo. Ați văzut Ursa Major cu 12.750 versus ăsta Windingo cu 9.750. Ursa Major a încasat-o rău, rău de tot. Așa că, fără prea multă vorbăraie, cel mai puternic mob din Minecraft este Windingo, până va fi nerfuit. Dar până atunci, noi vom continua cu episoade pur și simplu lupte între doi mobi aleatori. Da? Vom vedea, nu știu, olio! Ok, chestia asta e șmecheră, Sparkle. Ok. Frumos, frumos. Bun, așa. Vom continua cu lupte între doi mobi aleatori de, să zicem, forțe apropiate. Oh, nice. Unde ești, mă? Ia vine un com. Fairy, ia. Hulu. Ok, de forțe apropiate. Aș vrea să-mi lăsați în comentarii mobi pe care ați vrea voi să-i vedeți în luptă și eu o să încerc să-i bag în această arenă. Sau dacă nu în cap, cum ați văzut la Ursa Major, o să-i ne batem, o să-i punem să se bată în afara arenei. Bun, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!